Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va săvârși slujba Sfintei Liturghii la Catedrala Patriarhală. Înalpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Almaș, județul Neamț. Înalpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji în Parohia Sebeș, Protopopiatul Făgăraș 1. Înalpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu Înalpreasfințitul Părinte Pavlos, Mitropolit de Drama, în Parohia Viișoara din Protopopiatul Turda. Înalpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Prisaca din județul Olt. Înalpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Luncanii de Sus, județul Timiș. Înalpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în Parohia Sfântul Grigorie Palama din Chișinău. Înalpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Mănăstirea Nera din județul Caraș-Severin. Înalpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia Ortodoxă Română din Kassel, Germania. Înalpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște. Înalpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea Buna Vestire din localitatea Mircea Vodă, județul Constanța. Înalpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji în Parohia Colacul din localitatea Fundul Moldovei, județul Suceava. Înalpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Pogorârea Sfântului Duh, Platoul Romanilor din Alba Iulia. Înalpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în Parohia Jiblea Nouă din localitatea Călimănești, județul Vâlcea. Înalpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica Buna Vestire din Bacău. Înalpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzoului și Vrancei, va sluji în Parohia Sfântul Dumitru Bahne din Focșani. Înalpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh, Sega 1 din Arad. Înalpreasfințitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji în Parohia Sfântul Nicolae, New York, din Statele Unite ale Americii. Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor, va sluji la Catedrala Episcopală din Huși. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Mănăstirea Brebu, județul Caraș-Severin. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Catedrala Episcopală din Oradea. Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Drobeta, Turnul Severin. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Slobozia din județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji în Parohia Ciumernic, județul Covasna. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji în Parohia Sfântul Galaction, Crângu, județul Teleorman. Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din cadrul Centrului Cultural Pastoral Gavril Drugănescu din județul Giurgiu. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Mănăstirea Celic Dere, județul Tulcea. Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, va sluji în Paracrisul Centrului Eparhial din Zalău. Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica Buna Vestire Deva II, județul Hunedoara. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, va sluji la Mănăstirea Clocociov din Slatina. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, va sluji în Parohia Ortodoxă Română Sfânta Parascheva din Terni, Italia. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia Ortodoxă Română Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Lerida, Spania. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, va sluji la Biserica Sfânta Treime Tei din București. Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, va sluji la Biserica Domnița Bălașa Paraclis Patriarhal din Capitală.
Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la mănăstirea Cernica, județul Ilfov. Preasfințitul părinte Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, va sluji la mănăstirea Sfânta Treime din localitatea Orlat, județul Sibiu. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Pesac, județul Timiș. Preasfințitul părinte Antonie de Orhei, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în parohia Sfântul Dimitrie din satul Hârbovățul Nou, raionul Arenii Noi, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Marc Nemțeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la mănăstirea Buna Vestire din Roazie, Franța. Preasfințitul părinte Sufian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în parohia Ortodoxă Română Buna Vestire din München. Preasfințitul părinte Emilian Lovișteanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, va sluji la Biserica Toți Sfinții din Râmnicu Vâlcea. Preasfințitul părinte Ioan Casian de Vicina, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi, va sluji la misiunea Sfântul Mina, Saint Therese, din Canada. Preasfințitul părinte Justin Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Ieud, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Ignatie Mureșanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia Ortodoxă Română Buna Vestire și Duminica Sfinților Români din Dublin, Irlanda.